personal. Creepy. Siniestro le famoso, famoso de siniestro. Hagamos a las chicas andando conmigo. Y de un lado, y positivo. Todo bien. No. Bardzo da. Eu întind când pot să alegi. Eu întind când trebuie să stai cu minte și să aștepți ce se întâmplă mai departe. Deci trecem acum proiecția de tot rămân la proiecție, nu am cum să zic, proiecție de iad, adică de curățare de a sufletelor, a sufletelor, eu de mine vorbesc, strict de mine. Și urcăm într-un tren. Așteptăm să vină trenul cu ce ți-ai luat cu tine, adică nimic. Și 5 de nu e pământ, 5 de vedem unde se duc sufletelele noastre. Oare așa? Ne să plâng eu de mine. Am ajuns să-mi simt plecarea de pe pământ pe bune. Nu se destramă 3D. Tu pleci de pe pământ. Te pregătești să pleci. Unde plecăm? Nu știm. Mi se dă de înțeles că moartea nu există, așa, să văd lucrurile. Da, frumos. Bine, n-am de ales, trebuie să stau să aștept ce se întâmplă mai departe. Și ce am trecut până acum, prin ce am trecut, a fost ceva... A avut grijă universul, îngerașii și energiile de mine. De bine? Să... E ca și cum când mor, să nu ți ieși din minți, ca și spirit. Cum sună. Nu știu ce am zis. Important e să înțeleg după ce nu mai aud. Acum chiar înțeleg că sunt doar eu și e vorba doar despre mine. Și idee nu am ce se întâmplă cu ceilalți. Idee nu am. Și acum facem ce n-am făcut când trăiam, că nu suntem nici morți, nici n-am trăit. Am fost tot timpul energie pe care... Și acum să vedem ce se întâmplă mai departe. Da. Superb. Mi-am pus să fac un ceai. M-am trezit foarte. Da. Și... foarte devreme. Și când sunt trezită... Da. Câteodată sunt trezită, mă strigă cineva pe nume. Ca
și cum sunt undeva și nu știu ce cum și cineva încearcă să mă trezească pe bune. Frumos. Interesant. Da. Și important că am înțeles că totul ce e în jurul meu e oglinda mea, toți și totul. Și ce mă miră și mă sperie la alții sunt eu, în orice formă. Și ce mă bucură, ce văd în alții, iar sunt eu. Da, asta e foarte important. Și acum suntem, eu sunt pregătită pentru a vedea mai departe ce se întâmplă. Da. Și e minunat drumul, că ești pregătit, nu ești lăsat de izbeli. Și ți se spune imediat, gata, ai plecat, ai murit, ai nu știu ce. Nu mai ești pe pământ. Ești un sufletel. Frumos. Și să vedem acum, vine și dacă înțeleg lucrul ăsta, mai mi se dă o șansă, nu știu unde, nu știu ce. Și dacă nu, mi se dă altă șansă. Sper că am înțeles ce am înțeles până acum și mulțumesc că Divinului, Universului, că am ajuns până unde am ajuns și să ne vedem mai departe ce o să fie. Eu sunt pregătită, bocceluța, adică nimic, și aștept să mi se întâmple mai departe ce mi se întâmplă. Drum bun.